Cine vrea să lucreze? Eu. Adică, de început, da? Egal cu 12 minus 1 pe 90, adică 11 pe 90. 11 pe 90. Înmulți cu 12 pe 22. Plus 5 pe 6. Într-o paranteză rotundă. Înmulți cu 2 pe 3. Egal cu. Simplificăm 11 cu 22, așa, jos obținem 2, 90 cu 12 prin 12 și ne dă 5 jos. Nu, 5 ori 12, 70, nu 90. Dând acolo 6. Nu, e cu 12. E 12 minus 1 supra 90. Așa. Nu, am pus pe 12, pe 6 la 5. Da, aici copiii îi pe 90 sau pe 9? Pe... Aici. Pe 9. Asta e problema. De ce n-ai sesizat? De ce n-ai spus? Eu am spus ceva de aici. Aici e ca și cum am scris, deci 1,2. Ca să spun acum un întreg, da? Și 2 pe 9. Și 2 pe 9, da. 9 ori 1, 9 plus 2, 11 pe 9, da? Am zis bine. Pe 9. Deci acum 12 cu 9 îl simplificăm. 9 cu 12 simplificăm și ne dă sus, nu, 3. Fiind 3, 4 și aici 3. 3. Hai. Și va fi egal cu. Avem aici 4 pe 6. Da, uite, 4 cu 2 merge iar. A, corect, da. Și 2 și va da? 2 pe 3. 2 pe 3, bravo. Plus 5 pe 6. 2 pe 3 plus 5 supra 6. Închidem rotunda. Ori 2 pe 3. 2 pe 3. Așa, egal cu. Pe prima o amplificăm cu 2 și ne dă 4 și cu 5, 9 pe 6 direct. 9 pe 6. 9 pe 3. Ori 2 pe 3. Vreau să simplifice, dar nu contează. Se simplifică 9 cu 3, prin 3, ne dă 3, 6 cu 2 se simplifică prin 2, ne dă 3. Și este egal cu? 1. Nu. 1 pe... Și este egal cu? Păi simplificăm 3 cu 3. Și este egal cu? 1. Da, B. Cine lucrează pe B? Miruna. Hai. 0,1 în perioada 5. Hai, de pătrat. Împărțit la 14 pe 9. Plus 2 pe 15. Închid în paranteză pătrată. O închid? Da, împărțit la 230. Asta-i tot? Da. Zi tu, Anda, pe ea nu l-a scris. Egal cu? Egal cu... cu 15 supra 90. Ori... 15 pe minus 1. Deci 15? Minus 1, adică 14 pe 90. Da. Ori 14, ori 9. Așa, lăsăm 15. Hai, că uite acum fac 14. Da? Ori 14 pe 9. Ori 9 pe 14. Ori 9 supra 14, da? Plus 2 pe 15. Da? Împărțim la 21. Pun într-o paranteză? Da. Da? Împărțim sau... ori. Sau cum să fac aici? Împărțit la 21 pe 30. Se simplifică prin ceva? 21 pe 30? Da. Prin ce? Prin 3. Prin 3 și dă? 7 pe 10. Ok. Și este egal cu? 14 se simplifică prin 14. 9 cu 90. Da, dacă nu se simplifică. Rămâne 10. Așa, și va rămâne? Repede. 1 aici, sus, pe cât? 1 pe 10, plus 2 pe 15, ori 10 pe 7. Și este egal cu?
Eu aí tava com o... Aí é beijor, é beijor. Aici, aducem la același numitor, numitor comun, 30, ăsta prin 3, da? Și avem 3 plus 4, 3 plus 4, 7, 7 pe 30, da? Ori? Ori 10 pe 7. Ori 10 supra 7, simplificăm pe 7 cu 7, pe 10 cu 30 și ne dă? Cât se dă? 1 supra 3. 1 supra 3, da. Următorul exercițiu, Miruna? Desim paranteze de locuri de 0,4 minus 1,6 din fie paranteza rotundă împărțit la 3 pe 10 plus 3 0,4 minus 1,6 de minus 1,2. Gata, asta e tot exercițiul? Da. Și este egal minus 1,2. Aici minus 1,2. Ori 10 pe 3. Da? Plus 3. Plus 3. Și este egal, și egal cu minus 12 pe 10, care se simpli... Nu, minus 12 pe 10. Da? 10 pe 3. Plus 3, care da. 10 pe 10 simpli, 12 pe 10, minus 4 acolo. Și egal cu minus 1. Adi, dacă s-o trebuie vă greșeală, Adi? Nu. Nu s-a trebuit, da? Nu. Bine. Copita, mâine ce obiect aveți? În geometria? Bă, da. Aveți algebră, de geometrie, da? Da, da. Da. Și exerciții din astea ușorele lucrăm cu domn profesor? Da. Păi, da, o fi tema, mă, dar faceți-vă acasă, bă, exerciții din astea. Dar tema pentru mâine da, sau... Nu, e tema de... pentru joi. Nu știi cum de teme? Nu? E foarte ușor. Hai. Hai să vedem, hai. Terminăm în prima oră ca să ne rămână și pentru... Da, hai mai repede, mai repede. Pătratul 1,2 și 4 în perioadă. 1,2 și 4 în perioadă. Împărțit la 7 pe 15. Minus 3,6. Închidem pătrata. Împărțit la minus 7 pe 5. Așa? În paranteză, da. Și egal cu 124 pe 124 minus 12 supra 90 împărțit la 7. Deodată, adică, super. Așa, împărțit cu 15 supra 7 minus 3,6. Deci 36 pe 10. Facem tot ce se poate în fiecare clipă, adică 36 pe 10. Și egal cu... Și dar mulțit, mai este, mă! Și mulțit deodată. Mulțit cu minus 15 pe 7. Mulțit cu minus 15 pe 7. Asta înseamnă viteza mare. Facem tot ce se poate în fiecare. Egal, egal cu... la prima dă 4 minus 2, 2, 112 pe 90. Mulțim cu 15 minus 36 pe 10. Simplifică așa acolo, 18 pe 5. 5. 36 pe 10 azi. 18 pe 5. Mulțim totul cu... Cu minus 5 pe 7. Se simplifică 90 cu 15. Da. Prin 15 și jos ne dă 6. Da. Și 112 cu 7 plus 6. Și 112 cu 7. Da. 112 cu 7, da. Și 112 cu 7 cu 16. 16. Va da 16 pe 6, da? Da. Minus 18 pe 5. Așa e bine? Da, 16 cu 6 iar mai mergea. Mai mergea. Adică, că tot pe 3, nu? Zi, unde greșe... ce nu înțelegi? Era 112 pe 90, da. Ori 15 pe 7. Da! 112 pe 90, ori 15 pe 7. Da, am simplificat aici, așa am pus 16 pe 6 ori 7. Ai zis că se simplifică prin 7. Da. Da, și rămâne. Prin 2 acolo se simplifică. Și acum aici merge iar prin 2. 8 pe 3. 8 pe 3, bă, dar atâta fială la 8 pe 3. 8 pe 3 e simplu.
9 pe 3. Minus 18, minus 18 pe 5. Ori minus 5 pe 7. Este egal cu? Pe prima amplificăm cu 5, a doua cu 3. Da. 5 ori 8. 8 ori 5, 40. 40 minus, minus 54. 54. Supra 15. Ori? Minus 14, da. Minus 15 pe 7. Da? Da, și dă minus 14 pe 15. Și este egal cu? Minus 14 supra 15, da? Ori? Minus, așa, ori minus 15 pe 7. Pe 7. Și cum să fac aici? Imediat vă spun rezultatul. Deci simplificăm 14 cu 7, spune și 9 ca să vă lucrăm. 2, zi măi! 5 cu 15, 3. Și stau minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3? Păi minusul din față aici și minusul de aici? Așa, plus. 2 pe 3, minus 1. Da, tot. Așa. Păi da, mi-e la fel? Nu, tu mulțești, împarți. Așa că e minus ori minus, da, da. Bine, bun. Altul, e. Alte chestiuni, te rog, dă-mi să citesc eu, Miruna. Ții nu dă ceva. Deci la cine? Nu contează. Uite-te, uite-te ca să vezi unde, unde greșești. Unde ai rămas în urmă, ce s-a întâmplat, descoperi greșeala. Este important să vedem ca altă dată să nu mai să se repare greșelile astea. Ai descoperit? Încă nu am descoperit. Da. 2 în 3 și 1 pe 18. Minus 1 în 3 și 1 pe 24. Tot în paranteză împărțit la 73 pe 9 plus 3 pe 8. Anca? Introducem întrebarea. Da, 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 da. 36 cu 1, 37. 37 supra 18 minus 25. Pe 24? Hai repede, repede, repede. Uite, uite. 25 pe 24. 24 ori 9 pe 73 plus 3 pe 8, e egal cu? Fac-o cu una aici. 18 și 24. 24. Ai dat 2 ori 9, da? Da. Și acolo 3 ori? A, sau 3, corect. 3 ori 8. 3 ori 8. Și acum, care ar fi numitorul comun? Ar fi 9 odată, ori 8. 9 ori 8, 72. 72. Ca să ne amintim, vedeți, aceste lucruri trebuie să foarte bine știute, încât să nu pierdem mult timp. Deci, cum aș fi făcut? 18 egal cu 2 ori 3 la a doua, adică 2 ori 9. 24 egal cu 3 ori 8, adică 3 ori 2 la 3. Da. Și atunci, dintre cei comuni și necomuni, cei comuni au cu exponentul cel mai mare. Deci va veni 2 la 3 și 3 la 2. Da. 2 la 3 și 3 la 2. Iar când, cu cât am plicit, ca aș face 72, am spus mai devreme, și ca să văd aici cu cât am plicit la 18, 3 la 2 la am, un 2 și vii 4. Că e 2 la 2. Din coalcit, 2 la a 3 și 3. 2 la a 3 la am și 3 la a 2 un 3. Cu 3 amplificăm. Da? Deci așa face în final 148 minus 75 supra 72 ori 9 supra 72 îl 8. Hai, repede, repede. Aici a dă taman 73, care merge cu 73. Da, și ne-a rămas sus 1 pe 8. 1 la 8, plus 3 supra 8, și este egal cu 4 supra 8, împărțim pe 4 și este egal cu 1 pe 2. 1 pe 2, da. Alte chestiuni, repede. Miruna, te rog. 3 pe 5. E pe 5 plus 0,25
împărțit la 5 pe 4. Și tot într-o paranteză împărțit la minus 4 pe 15. Paranteza asta, la alternarea de rost, da? Dai minus 4 pe 15. Da, mă, dar ce? Ți se pare că am fost plus? Da. Adut. Așa a zis, domnul. Nu nimic? Și egal cu 3 pe 5. Da. Și este egal cu? 3 pe 5 plus 15 plus 1. Care înseamnă 1 pe 4? Viteza. Asta înseamnă viteza. Da, 1 pe 4, repede. Plus 1 pe 4, ori 4 pe 5. 4 pe 5. Tot într-o paranteză. Ori 4 pe 15 pe 4. Ori minus 15 pe 4, da. Și egal cu 4 pe 4 se simplifică și vom avea 3 pe 5 plus și egal cu 3 pe 5 plus 1. Pe cât face 4 pe 5? 3 pe 5 plus 1. Da, face 4 pe 5, da. Sigur. Ori minus 15 pe 4 și egal cu simplificăm minus 15 pe 5. Da, da. Și 4 cu 4, avea minus 3. Minus 3. Da. Alte greșiți, conduci tu alte? Eu. Da. Eu. G. Abă că zice G, da. G. Pătrată rotundă, 18 pe 30, minus 13 pe 12, plus 17 pe 36, închidem rotunda, împărțit la 22 pe 9, plus 1 pe 5, împărțit, închidem paranteza pătrată, împărțit la 0,24. Așa. Hai, tu comut, da? Da, eu. Aflăm numitorul comun, care e ăla. Păi 30 10 ori 2, adică 2 la 2 ori 10 ori, 5. 30 10 ori 3. 12 3 ori 4 și 3 6 3 ori 12. Da, 10 ori 3, 2 ori 5 ori 3, copii. Da, 2 ori 5. Deci luăm așa, 10, hai ca să vadă. 30. 30 egal cu 2 ori 3 ori 5. Da. 12. E 3 ori 4. 3 ori 2 la 2. 3 ori 2 la 2. Da. Și mai avem și 36. 2 la 4. Cum 2 la 4? Nu. 36, 3 la 2, 4. Așa. Adică 4 la 9. 4 la 9. 4 e 2 la 2 și 9 e 3 la 2. Și atunci, cel mai mic multiplu comun? Acum spui tu, Adi, te uiți la el. Da. E 4 ori 9 ori 5. 4 mai bine. 2 la 2 ori 3 la 2. 2 la 2. Da. Ori 3 la 2. 2 ori 5. Ori 5. Da. Este egal cu? Cu tine. Număr 5, 4 și 5. 4 și 20 ori 9, 180. Da, 180, corect. Deci numitorul. Pe prima cu 6, a doua cu 12, uite cum mă, 3 ori 4. 3 și un 3. 3 și un 5. 15. Și pe 3, 3 și 6 a fost. 3 la 2, 2 la 2, 5. 5. 3 la 2, 2 la 2, 5. Bun, hai. 6, 6. Punem numitorul comun. Punem 180. Da. Nu mai are rost. Bă, da, mai are rost paranteza pătrată. 66 minus. 66 minus. 15 ori 13. 15 ori 13. Sfoc după sete. Da, plus 17 ori 5. 35, 85 și 3, 85, supra 180. Ori 9 pe 22. Ori, da, 9 pe 22, plus 1 pe 5, că cumva așa, închide paranteza pătrată. Și mulțit. Mulțit cu... 100 pe 24 sau 24, da. Dacă zici împărțit. Cum vrei. 100 pe 24. Aș mai merge aici, aș mai... Simplificar, mai făcut, da. Hai, luăm din nou. Egal cu... 100, dă cu minus. Adu-mi ce pozitiv întâi, scade pe urmă.
85 și 66. Minus. Minus 129 plus 85. Acum, hai, leac. Știu că e minus. A făcut cineva din ceilalți doi? Eu. Ăla eu, ăla eu, nimeni. Nu știu. Așteptați la mine. Haideți că vă fac eu dacă nu știți. Nu mă dă ceva greșit de ce. Da. Ați rupă aia poziții între 66 și 85 mai. 66 și 85, 140, 151, domnul profesor. Deci 195 minus 151. 4, 4. Cu minus în față. Minus 44. 180. Băi, eu văd aici cu 9, cu 20. 90. Să mergem mai repede. Așa, și prin 9, știu, și dă 20. Și ăsta, minus 44, domnul profesor, dați-mi voie să zic minus 44 tot asta, ca să mă duc cu ăsta, să mergem un pic mai repede. Sigur că da. 2 și o să fie minus 2. Minus 2. Cât 20 care simplifică minus 2. Minus 2, aoleu, și cu ăsta și aici 10 și o să-mi dea minus 1 pe 10. 10. Și 1 pe 10. Asta este toată mulțirea, toată da. Povestea asta. Ori? Plus 1 pe 5. Da. Da, așa. 24 cu 100. Plus 1 pe 5, da, tot în paranteză, mulți cu... Ăsta... Prin 4 simplificăm. Da, prin 24, nu? Nu merge prin 24, prin... Prin 4. Prin 4, adică. Și prin 4 face 25 pe 6. 25 pe 6. Ori 25 pe 6. Și este egal cum? Pe prima cu 2. Pe a doua cu 2. Da, pe a doua cu 2. Minus 1 plus 2. Minus 1. 1 pe 10. 1 pe 10. Da, am zis bine. Ori 25 pe 6. Se simplifică tot așa. 5 pe 5 2. Și aici o să dea 5 pe 12. Gata. La următorul Anca. G. G. Minus 9 pe 5 împărțit la 2,15 plus 1 pe 43, tot într-o paranteză rotundă până acum, înmulțit cu 43 pe 7 plus 3 pe 14, tot într-o paranteză dreaptă, de până acum, înmulțit cu minus 13 pe 7. Minus 9 pe 5. Este egal cu? Aia 100 cu 215. Minus 9 supra 5. Ori, aici ai 2,15, a zis da, profesor, da? Și cât de aici am cu ta? 100 pe 215. Corect. Plus 1 pe 43. Plus, da. Pun într-o paranteză. Paranteză. Da. Ori 43 supra 7 plus 3 supra 14. Da. Mai pun o paranteză pe dreapta. Da? Ori? E ori aici. Ori minus 13 pe 7. Copii, e ori, da? Da! Bine. Și este egal cu? Dar nu e 13 pe 7, ori 7 pe 13. Dar era împărțit acolo? Era împărțit la minus 13. Deci aici ai împărțit și las împărțit ca să tura viitoare în așa, da, sigur. Haideți. Deci împărțit, da? Da. Bun. Egal cu 9. Aici, 5 cu 100. 5 cu 100, lasă și pe amputa, 20. Bine. Hai. Oare 9 cu 215 merge? Da? Merge? 2 cu 1, 3 cu 5, 8 nu merge. Păi suma cifrelor se împarte la 3? Nu se împarte. Deci acolo rămâne și așa. Și o să fie aici. Așa aici. Cât? Cât rămâne? 9. Minus 9 ori 20 o să fie minus... 180 supra cât? 215. Da. Plus? Plus... 1 supra 43. Acum, ca idee de lucru. Înainte de a fi făcută mulțirea, 20 cu 215, nu merge 9 cu 215, dar 20 cu 215 numărător numitor merge. Și da. Merge pentru un 5. Da. O să deci, mergem acum aici? Acolo o să facem, da. O să facem acolo, dar vreau să spun... Da, mai merge aici, da. Ori 43 pe 7 plus
14. Căutăm să lucrăm copiii tot timpul cu fracții ireductibile, că ele sunt mai la îndemână, mai ușor de lucrat. Ori, și aici întoarcem. Minus 7 pe 13. Și este log 1. Aici, pentru 5, pentru... Cât să meargă? Pentru 5, sigur. A, da. Da? Minus. Hai. Minus... 36 supra 43 plus 1 pe 43. Păi minus 36 pe 43 plus 1 pe 43 cât dă? Același numitor? Minus 36 plus 1? Minus 35. Minus 35? Minus 37? Atenție că nu e cu minus 7 cu plus? Minus 35 pe 43 ori 43 supra 7. Da, plus 3 supra 14, e 13? Nu, e 3. 3 supra 14, pun tot în paranteză, ori minus 7 supra 13. Și este egal cu, observă aici, 43 cu 43, 35 cu 7, 7 ori 5, 35, și aici o să-mi dea minus 5, minus 5 plus 3 pe 14. Deci minus 5 14. 3 supra 14 ori, da? Tot o să pun într-o paranteză ori minus 7 pe 13 și este egal cu pe 5 cu 14. Mai e mult curaj am pus, da? 5 ori 14 să fie 50 și 20, minus 70. Minus 70. Plus 3. Plus 3 cât dă? Pe 14 o să fie. Da. Minus 70 plus 3. O să fie minus 67. 67 supra 14. Ori? Minus 7 pe... Ori minus 7 pe 13. Ăsta cu ăsta 2. Da. Da. Ia să vedem acolo, 67 prin 13 nu merge, nu? 5 ori 6 ori, nu. 5 ori 3, 5 ori 3, minus 67. Minus 67. Minus, dar are, ăsta are minus, ăsta are minus. Minus cu minus plus. Da. 67. Deci 67 prin 27. Da, mergem repede mai departe, da. La alte exerciții. Altcineva, altcineva. Gata, că l-am terminat pe 2. Următorul dram. Da, te-am înțeles că aveți și pe următor. Gata, unul întreg și o treime. Unul întreg și o treime. Deci, unul întreg și o treime. Minus 2, 2 întreg și o șesime. Și unul pe 6. Plus unul întreg și unul pe 9. Tot într-o paranteză rotundă de până acum. Împărțit la o altă paranteză deschidem. 2 întreg și o cincime. Minus 1 întreg și 1 pe 10. Minus 1 întreg și 1 pe 15, închidem paranteza, împărțit totul la 15 pe 9. Egal cu. Acum, să vorbească cineva dacă am scris un pic final aici. Am șters ceva și nu știu dacă am scris. 15 deci, pe 9, da. Da, bani. Ai făcut corect. E bine, da? Da. Și egal cu 4 pe 3. Cât? 4 pe 3, da. Minus 7 pe 6. Cât? Minus 7 pe 6. Pare rău. 6 ori 2, 12 plus 1, 13. 13 pe 6. Da. Plus 12 pe 9. 10 pe 9. Da. Plus împărțit la 11 pe 5. Minus 11 pe 10. Minus 16 pe 15. Închidem. Ori 9 pe... A, cât? Ori 9 pe 15. Și egal cu... Da, să împărți aia. 9 pe 15, mai bine pentru 3, eu spuneam mai devreme, Miruna, ori de câte ori ocazia să fă fracția ireductibilă. Exact. Deci 3 pe 5 trebuia să spui acolo, exact. Da? Deci ori 3 pe 5. Ori 3 pe 5, spuneam. Ca să mergem mai repede, știi? Da. Așa. Și este egal cu... Numitor comun aici. 18. O singură din fracții punem? Da. Da. Și pe prima amplificăm cu 6. Da. 24 minus pe a doua cu 3. Da. 39 minus 39 plus și pe a treia cu
am zis apel cu 2. Da. Plus 20, împărțit la, aici numitorul comun este, 5, este 20, nu, este 30. Da. Pe prima cu 6, a doua cu 3 și a patra cu 2. Și vom avea 66 minus 33 minus 2, 32 supra 30, împărțit la 15 pe 9. Ori 35. Ori 35. Și egal cu 24 minus 39 de... Minus face un pic pe cea cu plus cu un profesor. 48 de ori. 44. 54. Da? Minus? Nu, 5. 5 face, da. 5 pe 18. Împărțit la 66 minus 33, 33, 33, 1 pe 30. Deci 1 pe 30. Mulțim cu 30 pe 1, da? Așa, da. Ori pe 5. Păi pe 5 mai minunat, mă, zici, umbrei. El a rămas cu 9. El a rămas aici pe 9, pe 15. Pe 5 mai minunat. Așa, și egal cu... Da, 5 pe 18 ori 30, ori 3 pe 5. Și egal cu 5 cu... 5 cu 5 se simplifică, așa. 18 cu 3 se simplifică prin 2. 5 pe 9... 9 cu 3 simplifică și egal cu 5. 15 pe 3 și 4 cu 5. Cu 5, da? Începem un alt exercițiu. 3 în 3 și 2 șeptimi. Te pregătești, Adi? 3 în 3 și 2 șeptimi. Eu? Da. 3 în 3 și 2 șeptimi. Minus 2 în 3 și 1 pe 14. Minus 1 în 3 și 1. 2 pe 21. 2 pe 21. Tot o paranteză rotundă. Înmulțit cu alte paranteze rotunde. 4 în 3 și 1 doime. Minus 3 în 3 și o treime. Așa, închidem paranteza, împărțit la 5 pe 18. 5 pe. Cine lucrează? Adi. Adi, Adi. Eu. Îmi aduce mai trage în fracție 5 ori 3, 15 și cu 7... 22 pe 5. Nu fac 1 și cu 2, 20 și... Mă, de ești, măi, Adi. 21 și cu 2, Adi? 23, 23 pe 7, de unde 23 pe 5? Acu, eu. Da. Da. 23 pe 7, minus 14 ori 2, facă 2. Da? Hai că eu te aștept. Zi. Ce zici tu aia să eu? 29 pe 14 minus 21 și cu 2. 21 și cu 2. 24. 23. Da. Da, 23 pe 21. Bine, paranteză rotundă. Înmulțit. Ia. 8, 9 pe 2, nu se mai simplifică, minus 3 ori 3, 9, 10 pe 3, împărțit la, de fapt împărțit cu 18 pe 5. Ce să-mi ia acolo cu tine? Fac al comun aici. Numitorul comun. 21 e 7 ori 3, 14 e 7 ori 2 și 2... Și 6 7. Ori 7, 42, da? Da. Așa care ar veni. 42 comun. Nu, numitorul comun. 42, 6, 4, 4, 2, 3, 4. Ai zis așa, 7, 2 da. Ori 7 și 3 ori 7. Uh-huh. 7 comun, da. Deci rămâne 7 și 2 ori 3. Da. 7 ori 2 ori 3, 7 ori 6, 42, am să da. Zic bine. 7 cu 6, 14 cu 2, nu, cu 3. Da. Cu 3 și a doua cu 2. Da. După aia la următoare 6 și 2 și atât. La următoare 6 ai zis? Da. Cu 3 și cu 2, da? Da. 23 ori 6. Uh-huh. Păi 6 ori 3 18 și 1. 6 ori 2 12 și 1 13. 138 minus 9 ori 3,
27 și 2, 2, 6, 6, 1, 7, minus 3, 2, 6, 2, 2, 4, minus 4, 6, supra, 42, paranteză rotundă, ori, 9, 3, 27, minus 20, supra 6, ori 18 pe 5. Egal. Cât ăla acolo are? 15 pe 42. Aici tot la 15? 42? Da. Mi-a dat 5. Cum? Păi 138. Păi am făcut pe ăsta cu minus întâi. 3 și cu 7 și cu 6 13 una 133 138 minus 133 5. Am simplificat da. Și mi-a dat 1 pe 2. E bine? Da, bine. Mi-a dat 1 pe 2. Hai să vedem 5. Următorul repede, Anca. Da. Deci 5 pe 18 minus 0,3 în perioadă. Chidem paranteza, asta tot într-o paranteză dreaptă. Împărțit la 5 pe 9, plus 2 pe 15, totul de la început într-o paranteză acolată, și împărțit la 13 pe 10, egal cu 0. 5 pe 18 minus 3 pe 9. Adică 1 pe 3. Da? 3 pe 9, zice 1 pe 3. Automat. Așa. O 9 pe 5. 2 pe 15, tot într-o paranteză, ori 10 pe 13, așa trebuie să facă. Egal cu? Egal cu... Adică la aceeași viitor, prima paranteză, da. Trebuie să o rezolvăm. Și să avem 5 cu 19. 5 minus 6, minus 1. Pe 18. Ori 9 supra 5. 5. Plus 12 supra 15. Am putut observ că ai dificultăți la plus cu minus, la ăstea. Semnele algebre. Da, semnele la algebră, corect. Ori 10 pe 13. Asta la următorul test o să încurci foarte tare, am curțit. Da? Și aici am repede 9 cu 18 și 2. Da? Da. Aici e adunare, deci nu mă ating. O să am minus 1 pe 10. Plus 2 supra 15, ori 10 supra 13. Este egal cu, aduc repede la același numitor, numitor comun 30, ăsta cu 3, ăsta cu 2, și ăsta am 3 plus, deci minus 3, 3 plus 4, 4, face? Minus 3 plus 4. Plus 1, da? 1 plus pe 1, mare 30. 1 pe 30. Ori 10 supra 13. Ăsta cu ăsta 3 și este egal cu 1 pe 39. Vedem următorul. Hai să... Am uitat eu. Acum avem 3 dimineți și terminăm cu asta. Ne apucăm de geometrie. Vreau să lucrăm și o problemă la geometrie. Minus 9 pe 2, de totul în paranteză dreaptă de până acum, împărțit la minus 3 pe 4. Miruna, te rog. Paranteză pătrată, paranteză rotundă, 16 pe 5, minus 27 pe 10, împărțit la 18 pe 5,
Închidem paranteza rotundă, ori 15 cu 7, minus 9 pe 2, închidem paranteza pătrată, ori minus 4 pe 3, egal cu... Era împărțit, și ai întors, da? Da. Minus 4 pe 3. 16 pe 5, minus 27 pe 10, ori... Domnul profesor, dar dumneavoastră l-ați luat pe alt exercițiu. Lasă-mă că îți dau și pe celălalt, să-i tu. 15 pe 7, minus 9 pe 2, ori minus 4 pe 3 și este egal cu... Du la capăt și... 10 și 5 simplifică 2, așa, 27 cu 8 pe 10 pe 3, 6 și 3, 9, așa, 9, deci 27 și 8 pe 10 pe 3, da. Așa, deci o să avem... Vezi tu, care tu te uci. Egal cu 16, deschid paranteza pătrată, paranteza rotundă, 16 pe 5, minus 3 supra 4, nu? Așa, ori 15 pe 7, minus 9 pe 2, deschid paranteza pătrată, ori minus 4 pe 3. Egal cu, ajungem la aceeași lucrură, aplicăm 16 pe 5 cu 4 și 13 pe 4 cu 5, va avea 64 pe 5 minus 15 64 minus 15 totul supra 20 64 minus 15 totul supra 20 ori 15 pe 7 minus 9 pe 2 într-o paranteză rotundă asta, ori minus 4 pe 3 și este egal cu 64 minus 5 pe 2 49 pe 20 ori 15 pe 7 minus 9 pe 2 și cât a dat? Minus 4 pe 3 și mi-a dat 49 cu 7 se simplifică 20 cu 15 se simplifică 4 cu 3 și mi-a dat 21 pe 4 corect. Minus 9 pe 2 21 pe 4 minus 9 pe 2 hai, 21 pe 4 pe 4 ori minus 4 pe 3 și egal cu amplificăm a doua fracție cu 2 și vom avea numitorul 4, 21 minus 18 supra 4 ori adică 3 pe 4. Minus 4 pe 3 adică 3 pe 4 ori minus 4 pe 3 adică 4 minus 4 se simplifică 3 cu 5 se simplifică și dă 1 minus 1 gata. Păi 3 cu minus 3 simplifică de minus 1 4 cu minus 4 simplifică de minus 1 minus 1 4 cu minus 4? De unde 4 e și minus 4 și minus 3? Păi 4 cu minus 4? Fata mea, e minus 4 pe 3, minusul e la 1 din ei sau în dreptul linii de fracție? Ocupă-te de asta. Foarte important. Ocupă-te de asta. Și dă minus 1. Trebuie să-l conduci pe cealaltă, da? Da. E D-ul acela. Da. Hai, conduc. Da, am făcut ușor. Normal. Așa, să ștergem și ea. Asta că mi-a uscat în partea aceea și pot să se pot. Da, nu cred. Să lucrez în partea asta. Să da, zicem așa. 2 în 3 și 1 pe 16. Da. Înmulțit cu până în 3 și 9 pe 11. Minus 7 pe 2, tot într-o paranteză rotundă, ori 2 pe 3, minus 8 pe 3, într-o paranteză dreaptă închizim de până acum, și împărțim la minus 5 pe 12. Poftim, Adi. Bun. Aducem întregi în fracții și dă, 33 pe 16, ori 20 pe 11, minus 7 pe 2. 7 pe 2, închide paranteza rotundă, ori 2 pe 3, minus 11, minus 1 pe 4, închide paranteza pătrată, ori minus 12 pe 5, egal cu paranteza pătrată, paranteza rotundă, 15 pe 4, minus 7 pe 2, închide paranteza rotundă, ori 15 pe? Mai zici, se acolo. Simplifică, așa. Am uitat să spun. 5. Da, 5 și 4. După aia 33 cu 11 și acolo ne dă 3 și dă, ne dă 15 pe 4 minus 7 pe 2
închide paranteza rotundă, ori 2 pe 3 minus 1 pe 4, închidem paranteza pătrată, așa, minus, ori minus... Încet, încet, trage aer. Încet. Ori da, minus ori? 12 pe 5. Așa. Și egal cu 1 pe 4 ori 2 pe 3 minus... Unde vă dat 1 pe 4? 1 pe 4 ori 2 pe 3. De unde? De 15 minus 14. Da, am închisit toate. 15 minus 14, 1 pe 4. Sunt de acord cu tine acum. 1 pe 4, da. Ori 2 pe 3, da. Minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4, da. Chide paranteza rotundă, ori minus 12 pe 5. După aia, 1 pe 6 minus 1 pe 4. Că se simplifică 4 cu 2, da. Și ne dă 2 și 1 pe 6 minus 1 pe 4, da. Da. Ori minus 12 pe 5. Amplificăm prima cu 2 și a doua cu 3 și ne dă minus 1 pe 12 din prima, da. Ori minus 12 pe 15 și egal cu... Da? 1 pe 5. 1 pe? 5. Păi aici e pe 5, adică nu pe 15, da? Da, pe 5. 1 pe 5. Corect. Ați pus 1 pe 8. Am pus pe 5, da. Da, gata. Okay. Acum să vedem Anca. Mai avem? Da. Mai sunt vreo două, nu știu. Anca spune așa. 2 între și o treime. Împărțirea 3 între și o doime, 3 între și o doime, plus 1 pe 6, 2 între și o treime, împărțirea 3 între și o doime, plus o șesime, tot în paranteză, împărțirea 3 pe 2, minus 1 pe 3, în paranteză dreaptă de până acum, ori 1 întreg și 3 doime. 7 pe 3 ori 7 pe 2. Ori 2 pe 7. Și este egal cu 2 pe 3. 2 pe 3. 2 pe 3, 2 pe 6. Pun într-o paranteză asta. Ori 2 pe 3. 2 pe 3. Minus 1 pe 3. Mai pun o paranteză. Ori 5 pe 2, da? Da. Și este egal cu... Aici, fac întâi paranteza asta, da? Da. Cu 2. Și o să am 4 plus 1, 5 pe 6. Ori 2 supra 3. Minus 1 supra 3. Pun într-o paranteză. Ori 5 pe 2. Și va fi egal cu, văd aici repede cu 3. Și va fi 5 pe 9. Minus 1 pe 3. Tot într-o paranteză. Ori 5 supra 2. Și este egal cu, repede aici cu 3. Și o să am un pic, haide. 6 minus 3, 5 minus 3, 2 supra 9, ori 5 supra 2. 2 cu 2 se duce și va da 5 pe 9. Mai avem, domn profesor? Da, mai avem două. Două și gata, da? 7 pe 20. 7 pe 20. Deci 7 supra 20 plus 4 supra 15, minus 11 pe 20. Da. Tot într-o paranteză rotundă de până acum, împărțirea 3 pe 5, plus 1 pe 18, tot într-o paranteză dreaptă, ori 6 pe 13. 5. Cine lucrează? Mirona. Dacă tu l-ai scris, lucrează tu. Hai, că ea n-a scris, bă. A, nu? Aflăm numitorul comun. Da. 20 e 5 ori 2 și 15 e 5 ori 3, adică 5 ori 3 ori... ce mă? Ori 4. 60 pe prima cu 3, a doua cu 4 și 3.
și 721 plus 16 minus 33 supra 60, da, înmulțit cu 5 pe 3, da, plus 1 pe 18, într-o paranteză, și 6 pe 13, ori 6 pe 13, și egal cu, egal cu, facem adunarea 6 și cu 1, 7, 37 minus 33, ăsta 4 pe 60, 4 pe 60, ori 5 pe 3, a, da, plus 1 pe 18, într-o paranteză, ori 6 pe 13, se simplifică 60 cu 15 și ne dă prin 5? 60 cu 5, nu cu 15. 60 cu 5, da. Prin 5, parcă ne dă jos 12 și 4 supra 2 ori 3, ăsta, 3 ori 2, 6, 36. Nu, pentru că 4 cu 12 simplifică. Și tu ai zis că 12 ori 3, 3, 6, așa că 14 cu 2 simplifică. Da, 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 zice, zice. Și e 1 pe 9 plus 1 pe 11 și amplificăm 1 pe 9 cu 2 și vom avea 3 supra 4 cu 3, 18 ori 6 supra 13 și vom avea 3, 1 pe 13. 4 cu 3, 6. Da, simplificăm acum. Da. Cât o dată paranteza? Tot paranteza am dat 3 pe 18. Da. 3 pe 18, ori 6 pe 3, da? 3 pe 18, e 1 pe 6, corect, ori 6 pe 13, și e 1 pe 13. Mai avem un profesor? Încă unul. Deci așa, minus 7 pe 2, înmulțit cu prima parte de rotundă, 9 pe 35, minus 11 pe 14, plus 3 pe 10, închis paranteza rotundă, plus 13 pe 10, tot după paranteza dreaptă. Paranteza rotundă unde s-a închis? După 3 pe 10. Da. Plus 13 pe 10. Plus 13 pe 10, închis pe aia dreaptă. Da, unde am deschis-o? La început. Da. La început. Înmulțit cu 4 pe 5. Lucrează Miruna, da? Da. Paranteza pătrată minus 7 pe 2, ori deschis paranteza rotundă. 9 cu 35, 70, așa, amplificăm prima cu 2, a doua cu 5, 5 și a treia cu 7. 7 și vom avea supra 70, 18 minus 55 plus 21, cheie paranteza rotundă plus 13 pe 10, cheie paranteza pătrată plus 4 pe 5 și egal cu paranteza pătrată. Stai un pic, un pic, un pic. 13 pe 10, imediat să salvez, ori 4 supra 5 și mi-am făcut creta de mână și nu vreau să caut ea. Gata. Și este egal cu? Minus 7 pe 2. Ori. Ceva de 7 pe 10. 37 plus 20, minus 37 plus 21. Minus 37 pe 21. Mai te-am atât, Adi? Nu. Păi uite ce faci, o dignă, minus 16, o să dai 70, dacă da, 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 e corect. Așa, și plus 13 pe 10, închid paranteza pătrată, ori 4 pe 5, și egal cu, deschid paranteza pătrată, rotundă, nu mai corect, 7 pe 2, ori minus 16 pe 70, minus 16 pe 70. Dar nu facem și noi aici? Păi da, așa, 7 cu 70, 10, 2 cu 16, 8 și plus 13 pe 10, cheie paranteza pătrată, ori 4 pe 5 și aici vom avea 8 supra 10 care se simplifică prin 2 și va avea 4 pe 5 plus 13 pe 10, ori 4 pe 5, amplificăm 4 pe 5 cu 2 și va fi 8 pe 10 plus 13 pe 10, așa, ori 4 pe 5. Cât o dat, David? 2 pe 5. 2 pe 5? Da.
Hai, zi-ne, domnule. Și egal cu 21 pe 10 ori 4 pe 5 și 10 cu 4 se simplifică și avem 5 și aici 2 și vom avea 42 supra 25. Da, și mie mi-era la fel. 4, 2 pe 25. Adică cât s-a dat? 2 pe 5. Ia vezi, dar de unde s-a greșit? Dar am uitat să simplific 10 cu 8 și... Bine, dar chiar și așa... Chiar dacă ai uitat, în final, în final trebuie să fie acel rezultat. Uneva lucrezi cu numere mai mari, ți-e mai incomod, dar până acolo trebuie să ajungi. Uite-te așa, pe fir, unde e? Cu noi? Hai să vedem atunci, de aici. Ia, verifică de la început. Deci, minus 7 pe 2. Da, ori. Da, o am corect tot. Ori, aici cât ți-a dat? Aici 18 minus 55 plus 21, ai așa? Da. Cât ți-a dat? Minus 16 pe 70. Minus 16 pe 70. Am simplificat 7 cu 70, 10. Da. 16 cu 2, 8. 8 cu 10 de ăla, nu l-am mai 2. Simplificat. Să zicem cum l-ai mai simplificat. Prin 2 nu ne-a dat 4 pe 5. Și e cu și plus, mine, pentru că e ori minus cu minus. Și e 4 pe 5 plus 13 supra 10. 4 pe 5 plus 13 supra 10 ori 4 pe 5. Și acum, tu ai cât ai? 4 pe 5? Eu acolo la, am obținut minus 8 pe 10. Păi, dar de unde minus? Că ăsta are minus în față și ăsta are minus. Da, și e plus. Ăsta are minus, ăsta are minus. Aici e de atenție, ai fost. Nu, minus ori minus, aici e plus. Da. Am obținut. Deci te rog să corectezi tu exercițiul ca să poți să... Da. Da. Oprim algebra, tema, și trecem să facem. Geometrie. Da, da.